În orașul Vălești ar urma să fie construit monumentul lui Ștefan cel Mare. Subiectul a fost abordat în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Raional Vălești. Sculptorul Sergiu Ganenco a prezentat aleșilor raionali cum va arăta monumentul cu o înălțime de 4 metri. Am adus schița model la 1 metru, care este prototip la modelat de mine acum, înălțimea circa 4 metri în atelier. Acestea sunt pozele. Fiind sculptat material mare, se propune să fie transpus în material efectiv bronz. Materialul acesta e exercitat de vreme, e stabil la orice obstacol naturii. Unii aleși raionali cred că în Republica Moldova sunt suficiente monumente de ale lui Ștefan cel Mare și că Fălești-ul ar putea să aleagă un alt domnitor. E numai decât Ștefan cel Mare sau putem să alegem și altă persoană următoare? Noi astăzi doar timpul de informare. Altă dată, pentru altă ședință a Consiliului, atunci deja nu putem detalii concrete. O idee este de a instala monumentul în parcul central din orașul Fălești. În raion Fălești ar trebui să fie un monument lui Ștefan cel Mare, să fie amplasat pe strada centrală. Ar mai trebui să fie și monumenta lui Ferdinand, care a construit și drumul, o pavat drumul central. Dacă aleșii raionali vor veni cu un astfel de proiect, monumentul lui Ștefan cel Mare ar putea fi gata deja peste un an. Nu prea știu istoria, dar dați mi tăm, Rebista, Mihai Viteazu, Vlad Țepeș, Decebal. Ca exemplu, istoria noastră are foarte multe personalități. Nu putem să spunem că se poate făcut o comisie, se poate de uitaj din punct de vedere economic la momentul ăsta, din punct de vedere turistic. Autoritățile urmează să estimeze costul unei asemenea sculpturi și să identifice bani pentru construcția monumentului. Să sperăm că vom avea suficienți bani în bugetul raionului Fălești ca să putem beneficia de așa o construcție, pentru că în afară de monumentul care este făcut din bronz, care eventual nefiind ca specialist, având 4 metri, totuși are un tonaj oarecare de bronz, care costă, pe urmă, lucru domnului specialist, domnului maestru, costă bani și plus la asta mai este amenajarea teritoriului, care necesită anumite construcții. Cel mai mare monument al domnitorului Ștefan cel Mare se află în Bălți. Construcția a fost dezvelită la 22 mai 2004, în fața clădirii primăriei. Autorii monumentului sunt sculptorul Gheorghe Postovanu și arhitectul Vasile Eremciuc. Monumentul este lucrat din bronz, iar postamentul din piatră de Cosăuți. În 2008, monumentul lui Ștefan cel Mare a fost inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat.